bun regăsit, dragi telespectatori! Iată-ne la o nouă emisiune Călător printre dosarele vremii. Invitatul nostru de astăzi este domnul profesor Mărțișor Hondrilă. Domnule profesor, bine ați venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Pentru început aș vrea să le spunem telespectatorilor că sunteți născut la data de 5 martie 1943 la Galați, deci iată, în plin război mondial. Însă, la scurt timp, după cum îmi spuneați, ați fost nevoit să plecați la Călimănești, nu? Da. Unde ați urmat și cursurile școlii primare. Haideți să vedem așa foarte pe scurt câteva date despre copilăria dumneavoastră. La 6 luni am fost dus la bunica mea la Călimănești. Galațul era în plin război și am stat acolo până la 14 ani. Am terminat școala generală, se numea atunci. O copilărie frumoasă, am avut curte, grădină, spațiu, alergătură, mă bucuram de o floare, de orice. Mai frumos decât la Galați, era căsuța mică și o curte foarte mică cu ciment. Urmând după aceea chemarea, am plecat din nou la Galați să fac liceu. L-ați și absolvit, da? Am terminat liceul Vasile Alexandrii și la terminarea lui, cu gândul spre medicină, am intrat la școala tehnică sanitară, 3 ani de zile am absolvit-o. Tot la Galați? Tot la Galați. Da. Și în acest timp, din clasa 12, a fost selecționat, fiind înalt, pe vremea aceea 1,92 era mare înălțime, nu ca acum când nu mai găsesc sub 2 metri. Și am fost selecționat de Petrică Vasiliu, antrenorul din Galați, direct la echipa de divizia A. Eram deja sigur, în clasa 12 aveam 17 ani. Și cât am fost elev la școala sanitară, încă 3 ani am jucat baschet la Galați. Deci, practic, baschetul ați început în școala sanitară. În clasa 12, spre final, și școala sanitară toate 3 ani. Era un sport cunoscut la vremea aceea, baschetul la Galați, spre exemplu? Adică era practicat? Să știți că, datorită acestui inimos antrenor, care acum are 83 de ani și trăiește la Brașov acum, a venit cu gânduri mari din facultate de la București, de la ICF, și a reușit ca în 3 ani de zile să intre în prima divizie a țării. De la Galați, având meciuri cu București, cu seria de divizia A, am fost remarcat de Nedef Mihai, jucător la Steaua, profesor la ICF București. Și m-a atras, m-a tentat și atunci drumul meu s-a dus spre... Practic ați renunțat la gândul medicinei, gândul medicinei și v-ați și m-am dus spre către... educație fizică și la București. Și, am făcut ICF-ul 4 ani. L-ați absolvit în 1967, da? În 67, după care am plecat în armată și am jucat și la ASA Bacău, în divizia B, pe timpul armatei, termen redus, 6 luni de zile. Ce însemna să fii membru într-o echipă de basket la vremea respectivă? Nu... divizie. La vremea respectivă era un mare lucru să poți să apari în fața lumii într-o echipă de divizia A. Da. Chiar și B. Erau puțini jucători, nu existau jucători străini și cu atât mai mult nu existau jucători de culoare. Nu? Era cineva pe stradă, lumea te saluta, ce faci? Te lua de la meci? Hai să bem o bere? Ați bătut pe Oradea? Era mare lucru să fii sportiv de performanță. Acum mai puțin, alții. Nu erau ca acum interesele pecuniare. Jucai basket din dragoste, din plăcere, din atașament, așa, nu știu. Simțeai că faci ceva. Și era pasiunea, în primul rând, pasiunea pentru sport. Sigur și mai puțin aspectele exact. Materiale. Nu? Astăzi sunt, într-adevăr, sportivi de performanță, care pornesc, poate, și cu gândul acesta, se investește mult în sport, în general, în sporturile individuale, nu? Dacă ne gândim la tenis, că, iată, cel mai cunoscut exemplu din zilele noastre, cel al Simonei Halep, nu? Sigur că da. Eforturi financiare mari, iată, la început a investit,
sigur, seriozitate și talent pe care și l-a cultivat și a ajuns să câștige și bani din sport. Însă înainte, într-adevăr, cel puțin în sporturile de echipă, sigur, aspectele materiale nu ocupau un loc important și chiar mi-amintesc un interviu cu fotbalistul Marius Lăcătuș după ce au câștigat Cupa Campionilor Europene în 1986. Spuneau că, mă rog, au primit câte un aro și acela, nu știu dacă era nou, nu? Câte o mașină. Iată că și înainte sportul se făcea, sau pe primul loc era pasiunea și iată că oamenii în vremea respectivă făceau sport din pasiune, în primul rând. Da. Noi ne bucuram că primeam săptămânal 2 kg de carne crudă pentru acasă, să putem să mai adăugăm ceva alimentație. Și același lucru l-am întâlnit și l-am retrăit și la Farul Constanța, când am venit în Constanța. Haideți să vedem. În 1967 spuneați că ați absolvit... Și am mai rămas în București un an, la ICER București am jucat, chiar în anul acela, când am terminat eu, am intrat în divizia. Știu că după absolvirea facultății, mă rog, prin repartiție urma, sau ce era firesc, să... primiți o repartiție post, un învățământ, nu? Sincer, nu m-am prezentat la repartiție. Care a fost motivul? Fiindcă nu vreau să mai mă întorc nici acasă. La Galați, și, da? Și am zis așa, să urmez cursul Dunării, să viu spre mare. Da. Și în același timp mă tenta și Brașovul. Și atunci, ca să vă spun o mică istorioară, când am absolvit, am rămas un an, am jucat la ICER București și după aceea zic, trebuie să plec să mă apuc de treabă. Și am dat cu o monedă de 25 de bani, care era pentru telefoane publice, în Gara de Nord. Și a zis, dacă o să cadă stema, plec la Constanța, cade bani, plec la Brașov. Și a căzut stema. Și așa ați ajuns la Constanța. Și am ajuns la Constanța. În ce an ați ajuns? În 68. Cum ați văzut Constanța în 1968? Cum arăta Constanța? Mai fusesem aici, fiindcă am avut cursurile de not la Sulina cu facultatea și de acolo, bineînțeles, că am furat o săptămână și am venit și la mare. Mi-a plăcut tare mult. Sigur, un oraș care a dat mult sportiv de performanță. Și am avut noroc, am fost bine primit, frumos, am primit catedră imediat. Era ușor să primești o catedră în condițiile în care n-aveai o repartiție la vremea respectivă? Pentru cei care făceau sport nu era greu. De pentru ceilalți era foarte greu. Haideți să vedem. Chiar cum dacă aveai în altă parte, trebuia să vii cu negație de acolo, să schimbi repartiția. Era problemă mare. Da. Și cum ați obținut prima catedră? Vă mai amintiți? Da. De la... Partidul avea vreun rol? Mare. Fiindcă am coborât la gara, am luat un taxi și m-am dus fiind duminică direct la sala sporturilor. Și atunci se juca un meciul săptămânal, etapă săptămânală, nu turnee, nu era ca acum. Și Farul avea meci acolo, Dumnezeu să-l ierte, Milică Răducaru era antrenor. Și m-am dus la sală și la pauza meciului m-a văzut, mă cunoștea, am vorbit cu el, zic, ce faci, vrei să vii la Farul, mă ajuți? Da, vină mâine dimineața la 8, ne întâlnim la Casa Albă să mergem la inspector. Și inspectorul era Mircea Nicolau, la educație fizică. M-am dus, bineînțeles, tot în Casa Albă, sediul partidului, am fost și acolo, palimise domnul Neațu, răspundea pe atunci de învățământ. Și imediat am primit mai mult decât o normă. La 3 școli, salariu bun, că aveam vreo două norme aveam. Și am rămas în Constanța. Am jucat la Farul un an, după aceea un an în divizia B la școala sportivă, fiind un antrenor extraordinar, Petric Alexandru, care pe urmă s-a îmbolnăvit. Și după aceea am zis că e cazul să mă apuc de treabă. Și am preluat basketul de la școala sportivă, m-am dus cu titular pe catedră. Și după un an de zile am luat primul titlu la Junior 3 la Mediaș. În echipă cu mari jucători care au devenit pe urmă Tecău, Popa Iulian, actualul director de la școala sportivă și alții. Haideți să vorbim puțin despre acești mari sportivi pe care ați avut bucuria să-i antrenați, nu? Și de care v-ați legat numele și dumneavoastră ca antrenor, dar și ei de dumneavoastră. Sigur, ne-am legat sufletește, pot spune, fiindcă pregătirea a durat o mare perioadă. Ei venind
la selecții începând din clasa a 4-a, a 5-a, până au terminat liceu și, pe urmă, chiar i-am însoțit până au intrat la facultăți. Chiar așa cum era Romeo Tecău, deci tatălui Horia Tecău. Un exemplu de conștiinciozitate, de seriozitate și de dăruire în sport. Trebuia să-l gonești, nu ieșea din sală. Îi plăcea foarte mult și, indiferent... L-ați preluat, bănuiesc că de... Clasa a patra, spre sfârșit și în continuare tot... școala generală și liceul și aveam antrenamente când eram mic la 7 dimineața la Flămânda, la 6:30 era la sală. Când aveam echipa de divizie cu cei mari, aveam orele 21-23 la Flămânda, eu încuiam sala. Nici nu mai aveam cu ce merge acasă, că era mașina 8, nu erau troleibuze. Și n-aveam cu ce ajunge. Era noapte, vă dați seama, până încuiam, până făceau ei bai, îi așteptam să plece. Veneau unii părinți cu mașina, n-aveau toți mașini, nici eu n-aveam. Și ne mai lăsa acasă pe fiecare așa. Da. Dar era frumos. Și pasionați, veneau, jucau, se dăruiau și învățau bine toți. Toți au făcut școală. Făceau și sport, dar și sport și carte. Și carte, da. Da, acum nu mai fac nici carte, nici sport. Din nefericire. Au alte probleme. Da. Însă mai sunt și astăzi câțiva tineri. Trebuie să le acordăm încredere, absolut. Și trebuie chiar să îi susținem. Da, însă procentajul a scăzut. Absolut. Haideți să vedem câțiva basketbaliști plecați de la Constanța care au făcut performanțe și s-au remarcat la loturile naționale, așa. Eu vă spun doi care au făcut parte din selecționata Europei, Costel Cernat și Antonio Alexe. Cel din urmă, mă rog. Dumnezeu să-l ierte, mult în accidentul 2005, acela pe parcă, nu? Valea Prahoveda. Juca la Sesov, la echipa campioană a țării. S-au ridicat mulți jucători de aici. Cei care au lucrat înaintea mea cu alți profesori, eu i-am prins numai la Faru ca jucători, n-au început cu mine. Spânul, Pașca, Martinescu, Răileanu, Dumitru, Dorin, erau la un moment dat, lucrau cu Petrica Alexandru și el a adus primul titlu de junior la Constanța și cam primii 5 de la Constanța erau primii 5 din lotul României. Lucru care m-a obligat și pe mine să mă țin de treabă. Și am avut și o pleiadă de jucători care au ajuns în loturi 54 la număr, în loturile de junior, tinerea și seniori. Băicenu, Tecău, Bălan Mircea, Furtuna, mulți, 54, nu pot să... Știu că Dejan, o perioadă Butuc, a fost, Popa Iulian. Ați fost antrenor și la lotul național și de... 9 ani. 9 ani, junior și 2 ani la senior. Ce înseamnă să fii antrenor la lotul național de juniori? În primul rând era o mare carte de vizită. Fiindcă puțini ajungeau acolo. Absolut. În al doilea rând, o mare posibilitate să vezi lumea. Că altfel n-aveam bani să plecăm și nici nu prea să făceau excursii. Dar statul oferea condiții atunci pentru acest sport? Da. Adică se investeau banii în basket? Serioase, da, se investeau. Aveam cantonamente 3 pe an, de câte 3 săptămâni, 2 săptămâni, în orașe mari, cu săli, la condiții de hotel și restaurant și aveam asigurat turnee de pregătire și în străinătate și în România și ne prezentam bine la competiții. Pot să spun că după mulți ani am reușit să calific echipa României la finala din Italia, la juniori. Am avut turnee în România la Târgu Mureș, la Târgu Jiu, sale arhipline, 3-4 mii de oameni veneau. Am participat la Balcaniade, înainte era Balcaniada, cele mai tari țări, Grecia, Iugoslavia, ne băteam acolo, am și câștigat odată. Și erau competiții interesante, frumoase. Da, când ați trecut la lotul de seniori, sigur, lucrurile s-au schimbat. Însă... Acolo a fost altceva, perioada a fost și foarte scurtă, am avut... pentru campionatul balcanic senior din Bulgaria, pregătire la Constanța asigurată și am lucrat cu fostul meu profesor din facultate, Evulescu Olibaba. A decedat și el acum, anul trecut.
Și sigur, acolo altfel să lucra. Și alte pretenții, sigur. Și alte pretenții și cu alți oameni aveai de face. Erau oameni care aveau copii acasă, care aveau familii, care... În 1993 ați fost în Statele Unite, nu? Da, acolo am fost pe linie de minister, pe linie școlară, ales conducătorul delegației de 9 sportivi din România la campionatul, la Olimpiada sportului școlar, unde echipele se făceau multinaționale. La basket, o româncă, o belgeancă, o americană, o africană. Da. Și erau mai mult pentru închegarea relațiilor de prietenie între țări, între tineri. Și am obținut rezultate bune și la tenis, și la fotbal, unde au fost românii prezenți. Da. Am stat o lună de zile. Dar aș vrea să le spunem telespectatorilor că totuși catedra n-ați neglijat-o. Ați mers în paralel și cu antrenorat și da. Cu catedra. Ați avut colaborare cu universitatea. Ați fost profesor asociat la Universitatea Ovidiu din Constanța. Da. Da, am predat cursul de basket, și orele practice. Chiar cursul l-am scris eu, l-am înființat. Însă, vă spun un amănunt, la Școala Sportivă Constanța, unde am activat 21 de ani, nu am lipsit niciodată, nu o zi, o oră, nici măcar ca fiind bolnav. Da. N-am lipsit niciodată. Sigur, sportul înseamnă și sănătate. Da, și o viață, și o viață ordonată, deși sunt sportivi. Și care... nu vroiam să pierd legătura, să scap din mână. Absolut. Când plecam la lotul național, în pregătire, colegii mei de la catedră, Marcel Câmpeanu, Ion Adrian, Viorel Teglaș, îmi țineau locul și pregăteau și echipa mea. Da. Fiindcă, pe urmă, venea toamna, începea campionatul. Absolut. Au fost campionate când n-am pierdut niciun meci. Într-adevăr, performanțe remarcabile. De altfel, în 1998 ați și fost distins. Daian Dorin, iarăși, mare cu Oșgete. Da. Ați fost distins cu mă rog, titlul de profesor și antrenor emerit, nu? Parcă. Da, profesor emerit în 87 și antrenor emerit în 1998. Da, parcă. Și din ce am datele biografice pe care le-am găsit eu. Liceului de artă a venit ministru și... Da, o bună perioadă ați activat și la inspectoratul școlar, ați fost inspector școlar. Da, nu? 14 ani. Și 3 ani în minister. Și inspector școlar general în Ministerul Educației, da, tot pe probleme de educație fizică și sport, sigur. Iată o carieră foarte frumoasă. Păi vroiam să fac o a treia încercare în urma publicării cărții Un destin despre boxeorul Mihai Aurel și acum istoria basketului. O încercare să fac o trecere prin tot ce am întâlnit, am întâmpinat și întâmplări deosebite și hazli și importante în activitatea din minister și din inspectoratul Constanța. Sigur, poate, deși timpul este foarte scurt al emisiunii noastre, eu v-aș propune să reluăm într-o altă emisiune aceste discuții care merită a fi cunoscute de publicul larg. Și mai vreau să le spunem telespectatorilor că nu cu mult timp în urmă ați publicat o nouă carte, Da, Baschetul Constanțean, între istorie și legendă. Și, în opinia mea, cred că era cel mai măsură să scrieți o astfel de lucrare, pentru că, iată, v-ați desfășurat activitatea în această direcție și de-a lungul timpului ați cules numeroase informații. Eu am rămas plăcut, surprins de faptul că în această carte se regăsesc multe, multe informații condensate despre care chiar nu știam și, mă rog, nu știam, spre exemplu, că basketul, zic eu, apare în România pentru prima dată în 1919, iată, imediat după Primul Război Mondial. Iar la Constanța, primele terenuri de basket, deși nu aveau dimensiunile standard, au apărut în 1926, nu? Da. Dumneavoastră așa scriați în această carte. Sigur, sunt o serie de informații legate de sportul constanțean care se păstrează în arhivele Constanței și care merită a fi scoase la lumină. Și cred că oameni cum sunteți dumneavoastră ar fi cei mai în măsură. Sigur, demersuri jurnalistice au mai fost făcute de-a lungul timpului. Și chiar mai tineri jurnaliști, mă gândesc la Sorin Mihalache sau la Marian Bocai, mă rog, au venit
pe la sala de studiu a Serviciului de Gestion Constanța al Arhivelor Naționale și au mai studiat câteva dosare care, repet, conțin informații despre sport în general. Chiar nu mi-a sărit în ochi nicio informație despre basket, cel puțin până la nivelul anilor 50. Într-adevăr, totuși, după anii 50 s-a dezvoltat basketul la Constanța. Nu? Și tot dumneavoastră spuneați foarte frumos că primul teren cu dimensiuni standard Constanța s-a aflat pe locul sălii sporturilor din Constanța. Haideți să le spunem telespectatorilor câteva întâmplări mai hazlii așa din activitatea noastră. Să știți că referitor la ce ați comentat dumneavoastră, am văzut că nu exista material despre basket. Nici la cluburile sportive, nici la sediul județean pentru sport, nici la biblioteca județeană. Și multă lume mi-a spus, băi, dar hai, apucă-te și fă, că văd că nimeni nu face și sunt o seamă de oameni acolo, pionerii basketului, care e păcat să nu știe lumea de ei. Absolut. Nici cum îi cheamă, nici ce au făcut, nici rezultate. Și într-adevăr, la lansarea cărții au venit peste 80 de ani foști antrenori și s-au bucurat extraordinar când au văzut... Sigur, și-am văzut numele acolo și... O realizare remarcabilă, o lucrare plină de date, practic o cronologie a basketului constanțean, nu? Da. Și chiar evenimente deosebite. Sunt și câteva chestionare ale unor oameni care au practicat acest sport și, mă rog, care v-au cunoscut. Repet, informații extrem de interesante și chiar, pentru că suntem în campanie electorală, mi-aminteam de o povestioară de-a dumneavoastră, hazdie, la un moment dat, la o întrecere sportivă, mă rog, două echipe de basket la Constanța, suferau la capitolul arbitri, nu? Da. Și un coleg de-al dumneavoastră arbitra numai pentru echipa lui, dar dumneavoastră ținea scorul. Da. Și la sfârșitul meciului a constatat că, deși a favorizat echipa lui, totuși echipa dumneavoastră a câștigat. Sigur, important este, până noi ați replicat foarte frumos, important este cine ține scorul. Ca și în alegerile electorale, nu este important cine votează, ci cine numără voturile. Nu? Sigur, chiar întâmplări mai hazlii extrem de interesante. Da. Vorba despre antrenorul de la Steaua București și, neavând arbitrii la mini-basket, s-a hotărât să arbitrăm noi antrenorii. Și el a sărit imediat, eu vreau să fiu în teren. Bine. Și eu țineam scorul. Și tot timpul arăta pentru Steaua. Și la urmă mă întreabă, cu câte am bătut? Zic, ai pierdut cu 2 puncte. Cum? Zic, păi, că fraiere, când vreodată tu arbitrești și câștigă echipa Steaua? Și eu țin foaia. Absolut. Da. Îmi spuneați pe drum când veneam spre emisiune că ați fost coleg cu Sobiceh. Da. Care am fost colegi de grupă, a decedat. Cum era Sobiceh, student? Un om deosebit. Să știți că un suflet mare, era iubit de toată lumea și un curaj nebun. Eu am apucat ICF-ul dealul Spirii Sus, vechea facultate, căzările alea, unde era și stadionul de fotbal cu o prelată mare, la o înălțime de 50 de metri. Stăteam mâini pe marginea prelatei. Da. Toți nu mai respirau. Și el stătea mâini și acolo. Și ați ținut legătura cu el după terminarea facultății? Da, ne-am văzut de multe ori. Și ne-am întâlnit și la 20 de ani, și la 30 de ani, și la 50 de ani și uite că anul ăsta am mai pierdut 2 colegi, pierdusem 28 și cu ei 2-30 până acum, pe Mihai Făgărășanu din Constanța și pe Sobiceh. Dacă ar fi să facem un clasament, Constanța, cam pe ce loc ar fi la acest sport? Pentru că, repet, Constanța, cum bine cunoașteți, a dat mulți sportivi de performanță care s-au remarcat numai la nivel național, ci și la nivel internațional și nu e cazul să-i numim aici, pentru că sunt destui. Cu toată seriozitatea și sinceritatea vă spun că, excluzând Bucureștiul, Steaua și Dinamo, care racolau toți jucători din România, deci nu erau ai lor, jucau din Constanța și din alte centre mari. Cele mai mari centre au fost de basket din țară, Constanța, Cluj și Târgu Mureș. Și Clujul foarte mare. Da. Mulți jucători s-au ridicat. Deci astea erau. Constanța, Cluj, Târgu Mureș și de fapt și în clasament, după Steaua Dinamo, de 5 ori locul 3 a avut Farul, Clujul și de 7 ori locul 3 probabil.
mai mult. Astea erau centrele deosebite. Cunoașteți ce se întâmplă acum în basketul Constanțean, nu? Da. Care era atmosfera înainte de 1929 și care este atmosfera acum la echipe? Ce avem acum și ce... Aici sunt multe de spus. Înainte, în primul rând, pasiunea jucătorilor, a antrenorului. V-am spus, ne bucurau 2 kg de carne, nu câți bani câștigăm, dacă batem sau cât ne dă sau cine dă. Era salariul normal. Atmosfera. 3.000 de oameni la sală. Acum, anul trecut, când încă am avut echipă de divizia, erau 300. De la 3.000. Ce se mai întâmplă? Importul de jucători, mercenari, care vin, îi dai bani, stau un an, 2 ani și pleacă. Nu interesează Constanța mai rămâne, nu mai rămâne, ei vin pe bani și joacă cu contract. Ăștia ocupă locul tinerilor români. În unitățile care produceau elemente din toată țara, cluburi sportive, nu se mai ridică valori ca înainte. Eu aveam înainte 4-5 la lotul României, de juniori în fiecare an. Nu mai există acum așa ceva. Și copiii preferă discoteca și cu cluburile astea de fițe și asta, decât efortul fizic. Nu vor să mai alerge, nu vor să mai facă efort. Nu mai vin. E greu. Profesorii și ei le-a dispărut pasiunea și dragostea. Fiindcă, sigur, grija zilei de mâine... Asta, au greutăți toți. Și își pune amprenta. Salariile sunt cum sunt și din ce în ce mai greu să faci sport. E păcat. Lipsa banilor. Acum au ajuns echipele să echipeze în tren, să nici să nu mai mănânce la prânz, joacă la București, iar se echipează în tren și vin acasă. Da, este trist. Eu plecam cu o zi înainte la, de a juca, dormeam, mă antrenam în orașul respectiv și pe urmă jucam. Sau la turnee de sală de 5 meciuri, plecam cu o săptămână înainte. Absolut. Deplasări cu microbuzul, eram turisturile alea de 18 da. Persoane da. Mici. Acum se chinuie cu mașini proaste, cu îngrămădiți unii peste alții. Deci, într-adevăr, a scăzut mult. Sigur că da. Nivelul de și nu mă interesează, văd pe nimeni. Deja basketul a ajuns Constanța etalon în ramura asta. Nu mai avem echipe la niciun nivel. Nici A, nici B, nici... Din păcate, într-adevăr, lipsa finanțării își pune amprenta. Sigur. Iar da. Cluburile particulare formează până la o vârstă și pe urmă dispar. Că nu au posibilitatea să... Să susțină financiar o echipă într-o divizie, într-adevăr. Exact. Deci fac pregătirea până la un anumit nivel și chiar bine, dar nu există continuitate. Nu mai există, că arbitrii, deplasări, masă, nu mai poți. Da. Echipament. Dacă ar fi să o luați de la început, v-ați îndreptat tot către sport și către basket? Da. Și aș începe tot cu juniori. Și ați începe tot cu juniori. Da. Într-adevăr că totuși... E o muncă mai curată, mai frumoasă. Într-adevăr, lucru cu și copilul. Te legi de om. Absolut, absolut. Deși performanțele sau spectacolul este într-adevăr la senior, pentru că acolo ești... Da, eu și acum am relații bune cu toată lumea, însă cei mari, care n-au fost ai mei, altfel mă văd și să poartă față de cei cu care am început eu. Da. Fiindcă n-am fost al lor, sigur. Au lucrat cu alte persoane. Cu mine de puțin. Adevărat. Deci echipa cu... Echipa de tineret, într-adevăr, este... Da. Este etalon. Din păcate, timpul a trecut atât de repede. Așa vă mulțumesc că v-ați dat curs invitației noastre. Vă felicit pentru această lucrare pe care le recomand tuturor celor care vor să o citească și care vor să cunoască mai multe despre baschetul Constanțean și vă spun promisiunea de a reveni într-o nouă emisiune pentru a discuta mai mult despre experiența dumneavoastră ca inspector școlar, pentru că, într-adevăr, aveți multe de spus. Doamnelor și domnilor, punem punct emisiunii noastre de astăzi, pe săptămâna viitoare.